Una, eu sunt Renat. Era să vom vorbi despre etica teologică, hedonismul și utilitarismul. A doua direcție antică în cadrul eticilor de tip teleologic este hedonismul, întemeiat de către Epicur. Prin ideea de calcul al plăcerilor și prin determinarea înțelepciunii drept cel mai mare bun, din care izvorăsc toate celelalte virtuți, hedonismul lui Epicur se diferențiază de cel susținut de către Aristip din Cirene, potrivit căruia scopul este plăcerea particulară, în timp ce fericirea este suma totală a plăcerilor particulare. În general, pentru concepție hedonistă, plăcerea este scopul vieții, fiindcă ești un bun născut, un bine natural. Plăcerea este dezirabilă prin ea însăși. Ca atare, valoarea lucrurilor pe care le dorim sau pe care le respingem este dependentă de prezența sau absența plăcerii. Dar, deși toți oamenii sunt determinați în mod firesc să trăiască plăcerea, nu toți urmăresc aceleași plăceri și aceeași cantitate a acestora. Plăcerea este definită în sens negativ, ca absența suferinței din corp și a tulburării din suflet. Plăcerea, ca stare de echilibru a trupului și sufletului, care constă în a avea spiritul lipsit de orice agitație și corpul lipsit de durere, asigură omului fericirea. Dar cum ar putea omul să dobândească astfel plăcere? Soluția lui Epicur este aparent la îndemână, viață sănătoasă și alungarea fricii de moarte. Pe scurt, fericirea presupune capacitatea de a elimina, pe cât posibil, ceea ce ne provoacă opusul plăcerii, durerea. Prin nuanțarea relației dintre plăcere și durere, dintre bine și rău, Epicur argumentează în favoarea ideii că principiul plăcerii nu suprimă normele morale. Plăcerile pot fi înalte sau fibroare. Astfel, pentru hedonist, trăirea plăcerii este una morală, pentru că, deși are inclinația naturală de a o trăi, omul nu se manifestă doar instinctiv în raport cu plăcerea. Că unele plăceri sunt mai valoroase decât altele, este dovedit de faptul că nu toți oamenii rezumă plăcerea doar la distracție. Dimpotrivă, plăcerea morală este semnalitatea înțeleaptă, judecata sobră, ataraxia. Pentru că înțeleptul o caută și o trăiește, ca pe o virtute, cumpătat și cu discreție. Identificarea unui principiu unic al moralității este scopul demersului filozofic al lui John Stuart Mill. Acest principiu este utilitatea, care întemeiază principiul celui mai mari fericiri. Este moralmente corect ca fiecare să caute să-și diminueze suferința prin împlinirea scopurilor sale, care nu se rezumă doar la plăcerile fizice. Intelectul, imaginația, creația, în general conțin și produc de asemenea plăceri, dar superioare. Nefiind știință, ci artă, morală este domeniul în care se manifestă corectitudinea acțiunilor noastre. Pentru a demonstra că promovarea fericirii este principiul ultim al teleologiei și pentru a preveni înțelegerea erunată a principiului utilității, care afirmă că fericirea este sinonimă cu utilitatea, Mill precizează că utilitarismul este o doctrină neegoistă. Fericirea ca utilitate, ca mod de existență, real și activ, nu contrazice moralitatea, dat fiind că, în mod rațional, utilitarismul ia în calcul, evaluează nu doar cantitatea, ci și calitatea plăcerilor sau durerilor. Criticii atrag însă atenția asupra generalității termenului utilitate. Un Saric, de pildă, poate considera că plăcerile sale, fiind utile, sunt și morale, sau că dreptatea nu poate fi redusă la utilitate și nici promovată printr-un astfel de principiu exclusivist, individualist. John Rawls, preocupat de pericolul pe care îl implică separația dintre politică și morală, critică utilitarismul clasic, care, în mod abstract, nenuanțat, consideră societatea ca și cum ar fi un singur individ. Ori, pentru ca binele colectiv, fericirea generală, să fie maximal,
ar trebui ca repartizarea bunurilor în societate să nu fie atâta aleatorie, întâmplătoare. De aceea o societate nu poate fi morală decât prin afirmarea priorității justiției și libertății, valori deopotrivă morale și politice. Plăcerea este un bun născut. Epicur, scrisoare către Menoiceus. Deoarece plăcerea este primul dintre bunurile născute, de aceea nu trebuie să alegem orice fel de plăcere ar fi, ci adesea renunțăm la multe plăceri, când din ele decurg o neplăcere mai mare pentru noi. Și de multe ori considerăm multe experiențe preferabile plăcerilor, dacă suportarea timp îndelungat a unor chinuri ne aduce ca urmare o plăcere mai mare. De aceea, deși toate plăcerile ne sunt în mod firesc un bun apropiat, totuși, prin natură, nu orice suferință trebuie întotdeauna evitată. Atunci când spunem că plăcerea este scopul vieții, nu înțelegem plăcerile vicioșilor sau plăcerile ce constau în desfătări senzuale, ci prin plăcere înțelegem absența suferinței din corp și a tulburării din suflet. Nu succesiunea neîntreruptă de chefuri și orgii face o viață plăcută, ci judecata sobră, căutarea motivelor fiecărei alegeri și respingere, ca și alungarea celor păreri prin care cele mai mari tulburări pun stăpânire pe suflet. Dintre toate acestea, primul și cel mai mare bun este înțelepciunea. Principiul celui mai mari fericiri, John Stuart Mill, utilitarismul. Poziția care acceptă ca fundament al moralei utilitarea sau principiul cel mai mari fericire, susține că acțiunile sunt juste în măsura în care tind să promoveze fericirea și injuste în măsura în care tind să producă opusul fericirii. Prin fericire se înțelege plăcerea sau absența suferinței, prin nefericire durerea și privarea de plăcere. O astfel de teorie a vieții provoacă multor minți, repulse de neînvins. A presupune că viața nu are un scop mai înalt decât plăcerea, nici un obiect mai bun și nobil pentru dorință și efort, este după ei absolut josnic și înjositor, o doctrină demnă doar pentru porci. Potrivit principiul cele mai mari fericiri, scopul suprem cu referire la care și pentru care sunt dezirabile toate celelalte lucruri, fie că ne gândim la binele nostru, fie la cel al altor oameni, este o existență ferită pe cât posibil de durere și cât mai bogată posibil în plăcere, atât în privința calității, cât și a cantității. Aș vrea să închei cu un citat din Roderick Strong. Binele real și răul real sunt mai importante decât doar absența binelui și răului. Așadar, dacă suntem hedoniști, vom spune că faptul că cineva trăiește plăcerea este intrinsec bun. Căci nu vom spune că negația sa, nimeni nu trăiește plăcerea, este intrinsec rea. E bine, aici se termină lecția de astăzi. Eu am fost Renat. Ne vedem duminica viitoare. Iar până atunci, numai bine.